Pâinea și produsele de panificație nu lipsesc din meniul zilnic al celor mai mulți români, potrivit unui studiu recent. În privința alimentelor care se află zilnic sau aproape zilnic pe masa noastră, fructele și legumele dețin primul loc cu 81%, iar 80% dintre români consumă zilnic sau aproape zilnic produse de panificație. Lactatele, ouăle, carnea și peștele sunt consumate frecvent de 76% dintre noi. Cu toate acestea, oamenii uită însă de riscurile care le pot afecta calitatea vieții. Tot statisticile ne arată că 81% dintre români obișnuiesc să consume zilnic fructe și legume, iar 76% au un consum frecvent de lapte, ouă, carne sau pește. Pare că mâncăm sănătos, însă dacă nu ne uităm mai atent asupra statisticilor, vedem că 17% dintre români obișnuiesc să consume destul de des produse de tip fast food. În același timp, românii mai spun în proporție de 80% că au un meniu produse de panificație, iar 72% spun că obișnuiesc să consume dulce. Acestea sunt produse care nu aduc beneficii pentru sănătate, nu au mulți nutrienți și în același timp pot crea probleme de sănătate. Vorbim aici despre obezitate, diabet, probleme digestive sau cardiovasculare. De altfel, jumătate dintre români spun că au simțit o calitate slabă a produselor pe care le consumă și spun că au probleme digestive. 44% recunosc că nu au timp să gătească și tocmai de aici vine și calitatea slabă a alimentației. Cei mai mulți respondenți, în proporție de 58%, consideră calitatea alimentației ca fiind medie, iar 35% consideră că este bună. Bărbații consideră în mai mare măsură că au o alimentație de calitate bună, comparativ cu femeile. Tinerii consideră în mai mare măsură că au o alimentație de calitate medie, în timp ce respondenții mai în vârstă tind să consideră că au o alimentație de calitate bună. Cei mai mulți respondenți mănâncă zilnic sau aproape zilnic fructe și legume, produse de panificație, ouă și lactate, carne și pește și dulciuri. Doar 17% declară că mănâncă zilnic sau aproape zilnic fast food, în timp ce 36% spun că mănâncă acest tip de mâncare cel mult o dată pe lună. Circa jumătate din respondenți declară că cel puțin uneori se simt nervoși sau irascibili, fără energie, au probleme cu digestia sau dureri de stomac, efecte cauzate de alimentația necorespunzătoare. Tinerii între 25 și 34 de ani, femeile și respondenții din targetul principal declară mai frecvent probleme cauzate de alimentația necorespunzătoare. Aproape jumătate dintre respondenți sunt mulțumiți de greutatea lor corporală, iar 25% sunt nemulțumiți. 26% sunt la mijlocul scalei, nici mulțumiți, nici nemulțumiți. Femeile și respondenții între 45 și 54 de ani sunt mai nemulțumiți comparativ cu media, în timp ce bărbații și respondenții cu vârsta între 35 de ani și 44 de ani tind să fie mai mulțumiți, se arată în studiul CIPRA. Relatează observatornews.ro.